Decizia Înaltei Curți este definitivă. Magistrații au anunțat în urmă cu puțin timp că decizia DNA de reluarea cercetărilor în legătură cu acele fapte inițial clasate în 2013 poate merge mai departe. Au confirmat-o conform legii, așa că anchetatorii pot relua cercetările cu privire la bănuierile de abuz în serviciu legate de atribuirea unor contracte de către Consiliul Județean Teleorman condus la vremea respectivă de Liviu Dragnea către compania Teldrum. Sunt de altfel o serie de aspecte care sunt cercetate și în dosarul în care Liviu Dragnea are deja calitatea de suspect, cel în care s-a început urmărirea penală pe numele său la finalul anului trecut. Andreea Georgescu, mulțumesc!